Incidența infectărilor în Iași crește de la o zi la alta, ca și numărul pelerinilor ce vin să se închine la racla cu maștele Sfintei Parascheva. Astfel, pe măsură ce moldovenii ajung la o rată de 8 la 1000, în paralel, 9000 de pelerini s-au închinat la mitropolie în ultimele 24 de ore. Lumea a sosit, ieri au trecut în prima parte a zilei și până spre orele 20, circa 8700 de persoane. Credincioșii care participă la pelerinaj sunt exceptați de la măsura deplasării pe timp de noapte. Chiar și așa au existat incidente. Nu este absolut nimic anormal ca un organ de poliție sau un jandarm să te întrebe cum te numești, ce cauți la ora 2 pe noapte, dacă faci parte din rândul persoanelor ce vin la pelerinaj sau pur și simplu te plimbi de plăcere în condițiile în care legea spune altceva. Medicii recomandă celor în vârstă sau cu probleme de sănătate să nu se supună unor riscuri prea mari în cazul în care doresc să participe la pelerinaj. De astfel, în zona mitropoliei au fost organizate mai multe puncte de prim ajutor. Chiar și așa, autoritățile recunosc că se așteaptă la o creștere a incidenței în zilele următoare din cauza fluxului mare de pelerini.